Candidez pentru că nu cred în minuni. Nu cred că administrația Lungu se poate schimba după 8 ani. Nu cred că după 8 ani de mandat ei își mai pot schimba modul de comportament, pentru că odată nu știu să o fac, odată pentru că nu pot și cel mai grav lucru pentru că nu vor. Administrația Lungu, în opinia mea, se va sfârși odată cu data de 10 iunie. Proiectul meu USL pentru municipiul Suceava va fi lansat în spațiu public în prima zi de campanie electorală, iar cetățenii vor avea de ales într-un proiect european și o improvizație administrativă, așa cum a reușit să demonstreze primarul Ioan Lungu. Permiteți-mi să vă spun că nu cred în minuni, repet, nu accept să mai cred în minuni, am așteptat prea mult, am văzut prea multă vreme că 8 ani de zile administrația Lungu a jucat în zona unui compromis, a unei competențe dubioase, ca să mai poată rezista de acum înainte. Acum, după terminarea acestei ședințe, vă mărturisesc că voi pleca la biserică. Mă voi ruga și voi mulțumi Bunului Dumnezeu că am ajuns până aici, că am ajuns să menținem această alianță. Și mă voi ruga pentru mine, pentru colegii mei din USL, pentru români, pentru cetățenii din Suceava, pentru democrație și pentru un spirit, așa cum ne dorim cu toții, benefic nu politicului, ci cetățean. Așa să ne ajute Dumnezeu, Cătălin, îmi doresc succes.